Ne-am sufocat și astăzi la cele mai mari temperaturi înregistrate în această lună, 39 de grade la umbră și 48 resimțite de corpul uman la soare. Încă un om a murit în Vaslui, un zilier care muncea la soare. Iar în capitală, Arșița a agonit oamenii de pe străzi. Fiecare locuitor a căutat răcoarea cât mai aproape de casă, iar orele de foc nu s-au încheiat. Meteorologii au prelungit codul roșu în Mehedinți și Dolj, iar acolo seceta face deja prăpăd. Într-un sat din Dolj, cablurile electrice și de telefonie au fost la un pas să ardă de la un incendiu de vegetație pornit din senin. Arșița Portocalie a golit străzile Bucureștiului. Pe asfaltul încins, doar roțile mașinilor au mai trecut astăzi. E pericol cu căldura asta. Corturile de prim ajutor din oraș au fost refugiu sub cele 48 de grade resimțite de corpul uman. Au fost 39 de grade la umbră în capitală. Mult mai multe însă în autobuzele încinse de soare. Puținii călători au primit sticle cu apă. Poftiți! Bună ziua! Ambulanța a primit peste 70 de apeluri pe oră. Pe asemenea temperaturi, hidratarea corectă ne scapă de probleme. Cea mai bună alegere atunci când vrem să ne hidratăm rămâne apa simplă. Cea cu gheață, spun specialiștii, ne provoacă neplăcute crampe musculare, în timp ce sucul, cu un conținut mare de zahăr, nu face altceva decât să ne deshidrateze și mai tare. 12 județe au rămas și azi sub cod roșu de caniculă, iar de mâine avertizarea a fost prelungită pentru județele Mehedinți și Dolj. Și mâine estimăm că vor fi temperaturi maxime de 40-41 de grade. La Reșița au fost azi 39 de grade. Oamenii au căutat corturile pompierilor pentru un pahar cu apă. Peste Dolj va fi mâine a treia zi de cod roșu. Au fost 39 de grade la Craiova și Caracal. Pe un câmp de lângă Băilești, 20 de tone de pepeni n-au mai apucat să se coacă. De la soare, de la căldură, în primul rând, ia uitați, stricat. Coaja este distrusă, crăpată, miezul este apus, iar unele fructe abia se mai pot recunoaște. Acesta a fost cândva un pepene verde. Pe același câmp, o turmă de capre caută iarba. Iarba. Ce doamne, măci? Pasca, s-a uscășat. Totul s-a distrus. Merge țara la râpă. În Dolj, un foc iscat din senin risca să ardă un stâlp de electricitate. Reporteri observator au chemat la timp pompierii. Alo! Bună ziua, Loredana Simoie, sunt de la Antena 1. Ai primit un incendiu de vegetație. S-a circulat greu de la un capăt la altul al României. Pe mai mult de jumătate din rețeaua feroviară au fost restricții, după ce temperatura pe șine a sărit de 58 de grade. Cei care au intrat în țară dinspre Ungaria au prins canicula în vama Nătlac și cozi de kilometri. În vestul țării au fost 40 de grade la umbră. De 3 km împinge mașina. Obice. S-a încălzit și nu mai pornește. Bătaie de joc. Domnul Dragnea, ce faci, domnul Dragnea? Păi și aici, domnul Dragnea, un centru pentru prim ajutor, adune apă, domne, că vă aducem bani în țară. Urmează cea mai caldă noapte tropicală a lunii. Valul fierbinte, care încă mai acoperă câteva țări din Europa, va părăsi România abia la sfârșitul săptămânii viitoare.